Ia uitați cine s-a urcat pe fotoliul nostru. Se uită cu o privire vinovată că știe că nu are voie. Se pare că va deveni fotoliul lui Aki și acesta. I-am pus o păturică de-a lui să-l protejăm cât de cât, să-i prelungim viața. Și la fel ca și restul canapelelor și fotolilor din casă, unde la început nu a avut voie, dar încet, încet și-a făcut loc după o lună, două, trei, șase. L-am lăsat să stea unde vrea. Probabil că asta se va întâmpla sau s-a și întâmplat deja și cu fotoliul ăsta. Deși încă preconizăm să-l ducem la subsol pentru că aici nu stă bine, e în drum. Voi cum faceți? Cum reușiți să vă țineți de promisiunea de a nu lăsa animalele voastre de companie în anumite zone sau locuri din casă sau mobile? Reușiți? Sau nu? Mi-e și frică să vorbesc ca să nu-l deranjez. Uitați-vă și voi la el. Cum aș putea să-l dau de aici jos? Astăzi o să fie o zi scurtă doar cu calendarele de advent. Din păcate nu am avut timp să filmez altceva. Doar pe Aki luându-și în primire noul fotoliu refăcut. Este ziua 14 și văd că este ceva lung, însă aici mă ajută. Să nu vă mirați de bluza ei care e plină de găuri, este de fapt a fost a mea și Sasha și Aki și-au lăsat urmele dinților prin ea. Hai să vedem ce scrie. Tune into yourself, not your social feed. Create space in your week to put down your phone, cozy up and watch your favorite Christmas film. Am înțeles. Sper că fiecare dintre voi faceți asta. Vă conectați cu voi înșivă și nu cu media socială și cu toate, tot ce este online. Moisture sleeping mask. Ah, interesant. Deci este o mască de noapte. Da. Oare o ții toată noaptea? Nu, cred că o pui. E ca un fel de cremă? E moisturizer. Am înțeles. Deci e o cremă de noapte hidratantă cu vitamina E. Și arată foarte frumos. Cu roz. Super. Hai să vedem ce ne rezervă sacul mare. Ce surpriză avem acolo, de la cine tragem. Până acum am tras de la tine mai mult în ultima vreme și nu numai, dar vezi, poate tragi și ceva de la Seba, că ai tras doar o carte, care a fost într-adevăr, exact, și trituri, care a fost super apreciată de voi și pe care am ascultat-o și eu, pentru că o aveam pe Audible și într-adevăr aveați dreptate. Este o carte care merită, aproape am terminat-o. Dar este o carte care merită citită de toată lumea, Psihologia banilor. Hai să vedem. Tot de la tine? De la Seba. Tot de la Seba. Seba s-a ocupat de Aki. Nu, ci de Brazilia. A, nu, e pentru noi, nu-i pentru Aki. Uh-huh. Super, foarte frumos. Mulțumim moșului Seba. Nu-și de Brazilia. Mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Ne pare rău că nu am avut ceva mai interesant să vă arătăm, dar cu siguranță vom încerca să ne luăm revanșa în zilele următoare. Da. Ciao! Ciao!